să nu-i trimite în teren pe foștii jucători ai echipei care a evoluat la Ploi și s-a mutat între timp la Giurgiu. A fost nevoit să-l trimită în teren pe Osman Ndoi după ce s-a accidentat Apostol Muzac. Chițu driblează bine, dar la ban, vrea un fault, șutul lui Chițu, ce gafă face Silviu Lung Junior, 1-4 în minutul 33, Sorin Chițu punctează pentru echipa din Năvodari. Silviu Lung Junior, portar de lot național, greșește nepermis în acest minut 33. Sorin Chițu reușește al doilea gol în acest sezon după ce a marcat în poarta celor de la Gaz Metan Media și un gol de 3 puncte. Sorin Chițu înscrie cu largul concurs al golkeeperului Silviu Lung Junior. Iată-l pe Sorin Chițu, șutează destul de slab spre poarta lui Lung Junior și Silviu Lung scapă săpunul în poartă.